Bun găsit, în acest moment suntem blocați între localitățile Zmadovița și Bâcleș. Unul dintre cele două utilaje de dezăpezire aflate înaintea mașinilor cu ajutoarele alimentare pentru a degaja drumul a rămas înzăpezit. A mai fi avut de parcurs 8 km până la cele aproximativ 500 de familii izolate din Zmadovița, dar nu putem trece din cauza utilajului rămas blocat, așa cum am menționat și mai devreme. Mai rău este că și mașina noastră a rămas împotmolită în zăpadă. Oamenii se străduiesc din răsputeri să rezolve situația. Dau la lăpată în acest moment și așteaptă o a treia volă pentru a tracta celălalt utilaj rămas blocat. Din păcate, în această seară nu se va putea ajunge la persoanele sinistrate. S-a luat decizia ca utilajele de dezăpezire să lucreze toată noaptea, iar mâine drumul să fie utilizabil, iar alimentele să ajungă către sinistrați. Trebuie să menționez că în această zonă zăpada măsoară un metru. Atât deocamdată vă vom ține la curent.